Σήμερον Γρηγορία Ιούδας παραδούνε τον Κύριον, τον πρώτον αιώναν σωτήρα του κόσμου, τον εκπέντε άρτον φωτά. Părinții trebuie să-l ajute pe copil, nu să-i impună copilului. Copilul poate să fie foarte diferit de părinte. Poate să aibă un dar din spitare, nici nu bănuim că l-are. Nu neapărat că seamănă cu un bunic sau cu altcineva, are un dar de la Dumnezeu, are o chemare, el este chemat de Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem o misiune în lumea asta, suntem chemați de Dumnezeu spre ceva. Când am pornit la viață, că totul este aici. M-am căsătorit, mi-am făcut o casă, am luptat foarte mult să fac carieră. O altă problemă, alt aspect este cariera și carierismul. Nu mai facem ceea ce avem dar să facem, sau nu mergem spre ceea ce avem chemare, ce vrem să facem carieră. Cum ne schimba viața? Într-o lume în care informațiile, internetul, televiziunea, școala chiar, o parte din profesori, încearcă să-l ține pe om departe de Dumnezeu, o mână de părinți, o mână de bunici, o mână de profesori, încearcă să rămână alături de Dumnezeu. Viața mea a cunoscut așa, cum să spun, o traiectorie destul de ciudată, cel puțin, pentru că după Revoluție am încercat să fac yoga, tot felul de paranormale, sporturi, am fost scafandru, am fost parașutist și așa mai departe. Un singur lucru pe mine m-a ajutat destul de mult și destul de puternic și asta vorbesc pentru mame, pentru părinți, rugăciunile mamei. Mama mea s-a luat pentru mine de 20 de ani să mă apropie de Dumnezeu. Eram bun la suflet, ajutam oamenii, dar eram departe de Dumnezeu. Și eu cred că, dacă ne punem întrebarea, dacă Hristos a existat pe vremea apostolilor, a existat și a ajutat pe oameni în vremea prigoanei, Hristos există și astăzi. Și nu are nevoie de la noi decât de un singur lucru. Să încercăm să ne îndreptăm nădejdea spre El. Și atunci, automat, tot ce se întâmplă în jurul nostru nu mai este o agresiune, ci este, dacă vreți, asta o mucenicie, este o mărturisire. Singura problemă care se pune este să nu ne punem nădejdea în noi, să ne punem nădejdea în Dumnezeu. Și când ne punem nădejdea în noi, ne dăm seama că discernământul este una dintre cele mai mari virtuți. Discernământul, globul și dragostea de Dumnezeu și înțelepciune și cunoaștere și așa mai departe. Cum pot eu să mă adresez celui de lângă mine care nu vrea să vorbească despre Dumnezeu? Cum pot eu să-i vorbesc copilului sau soțului sau tatălui meu care nu vrea să se spovedească? Care nu vrea să se lupte să atingă acest rost pe care îl avem noi pe pământ, rostul omului în ziua de astăzi, sunt să facă tot ce depinde de el, să se mântuiască. Însă dacă un om duhovnicesc este la credință, nu trebuie să-i vorbesc de facultate. Dacă un om duhovnicesc nu este nici la creșe, eu trebuie să-i vorbesc de creșe, trebuie să-i vorbesc de credință duhovnicesc. Dacă am darul și discernământul să-i vorbesc, să o fac. Dacă n-am această răbdare și acest discernământ, mai bine vorbesc cu Dumnezeu despre el decât cu el despre Dumnezeu. Se întâmplă uneori ca să le vorbim celorlalți despre Dumnezeu cu mândrie. Și atunci nu facem decât un singur lucru. Îi rănim și îi depărtăm mai mult decât i-am apropiat de Dumnezeu. Și cred că dacă este să privim fiecare în sufletul nostru, mi s-a întâmplat lucrul acesta. Dacă nu ai dragoste, nimic nu ai. Dacă tu nu ai putința să-i vorbești omului de lângă tine cu răbdare și cu dragoste și nădejde, n-ai făcut nimica, nu vorbești tu, nu vorbește Dumnezeu prin tine, vorbește mândria prin tine. Deci să știți că mi-a plăcea ce spunea Părintele Paisie Arghioritu, că raportul nostru cu Dumnezeu se vede din raportul nostru cu cel de lângă noi. Dacă eu m-am certat cu unul dintre dumneavoastră și zic, a, eu am avut dreptate și îl critic pe celălalt, sunt departe de Dumnezeu. Dacă eu m-am certat cu unul dintre dumneavoastră și zic, o săracul de el, era obosit, n-are servici, are acasă copilul bolnav, era mai nervos, are dreptate. Și mă vinovățesc pe mine, atunci sunt mai aproape de Dumnezeu. Cum pot eu să mă rog și să-l îndrept pe copilul meu să nu se mai uite pe internet? Cum pot eu să
fac în așa fel să rog pe soțul meu să nu mai stea în restaurant sau să nu se uite prea mult la meci. Cum pot să fac eu pe fiica mea să se căsătorească și să nu mai stea departe de Dumnezeu? Un singur răspuns este la toate. Rugăciunea, smerenia, modestia, înțelegerea. Vorbește omului de lângă tine cu dragoste, vorbește omului de lângă tine și arată-i prin faptă ceea ce ești tu. Degeaba vă vorbesc eu despre Dumnezeu, dacă peste 5 minute m-ați enervat și vă iau la treacă-mă de aici, las-mă în pace. Nu mai este. Nu mai sunt creștin. Să încercăm să fim creștini cu fapta. Ne-am supărat, să-mi cer iertare. Am fost nervos. Iartă-mă, soție, iartă-mă, frate, iartă-mă, copilul meu. N-am avut răbdare cu el. Iartă-mă, n-am avut răbdare cu tine. Să știți, atât de mult contează delicatețea și sensibilitatea noastră. Hai să fim atenți cu cel de lângă noi. Hai să vedem cum vede el un creștin, pe mine, cel de acasă, cel obosit, cel încărcat cu multe probleme. Dacă la mine, bă, vezi că dacă nu faci asta, dacă nu te spovedești, dacă nu te împărtășești, dacă faci atâtea, te mănâncă iadul. E greșit. E greșit, e greșit, e greșit. Pornim pe un drum presărat cu mândrie și va fi presărat și cu glori. Cum pot eu să încerc să ajut un om care are nevoie de ajutorul meu, cu dreaptă măsură? Nu știu dacă știți de Părintele Paisie Olaru. Părintele Paisie Olaru are 4 vorbe. Să nu crezi tot ce auzi, să nu spui tot ce știi, să nu faci tot ce poți, să nu dai tot ce ai. Hai să vedem și să încercăm. De ce zice Părintele Paisie Aghioitu să nu spui tot ce știi? Eu vreau să fie discuția noastră, dacă vreți dumneavoastră, un fel de dialog, este scurt, este făcut așa. De ce să nu spui tot ce știi? Hai să auzim în părere. O să știi și multe rele. Da, altceva. Am văzut pe cineva că se plimba soția prietenului meu, se plimba cu o doamnă. Dar poate îi discuta un lucru serios. Spun acest lucru... Să nu duci vorba. Să nu duci vorba, sigur că da. Să acoperi, dacă se poate, păcatul celui de lângă tine. Pentru cei care au copii care nu se căsătoresc, am să vă spun 2 poziții diferite, dar eu sunt dragi amândouă. Părintele Paisie Aghioitu, în viața despre familie, dacă știți, în primele pagini, spune că în viața nu sunt decât 2 căi plăcute în fața lui Dumnezeu. Căsătoria și călugăria. Este și cea de-a treia cale, singur nume, dar înseamnă abator duhovnicesc. Părintele Porfirie este puțin mai delicat, dacă vreți dumneavoastră, și mai, spun eu, mai aproape de inima celor care sunt cu Hristos. Și spune așa, dacă ești cu Hristos și mi-ești căsătorit, să nu intri în tensiune și nici ceilalți din jur să nu te... Hai mai căsătorește-te, dar hai odată, dar nu vezi. Spune el, dacă îți vin gândul trupești să zici, mă voi căsători, voi avea copii și voi trăi așa cum îi place lui Dumnezeu. Iar dacă îți vin gândul de mănăstire, zici, mă voi călugări și voi trăi așa cum îi place lui Dumnezeu. Și când se va înclina balanța, acolo să te duci. Deci vedeți dumneavoastră cât erau ei de mari trăitori? Aveau o mare delicatețe. Un frate de-al meu de mănăstire de la Puna s-a dus la Părintele Arsenie, Papa Ciop. Și spune, Părinte Arsenie, eu de când sunt călugăr, zice, nu m-am culcat cu nicio femeie, dar mai avut ispite trupești. Dar Părintele zice, hai Părinte, pentru o ispită desfințăm noi raiul? Ce frumos, adică vezi că nu că te-am deznădejde, dar nici nu dacă curs ispite că vei putea să perzi. Vedeți, la niște probleme concrete, un duhovnic, Părintele Arsenie este, cred că știți cum, majoritatea de aici, știa să dea răspunsul potrivit. Încercați, frați și oameni buni, să dați răspuns potrivit celui de lângă dumneavoastră. Dacă nu sunteți în stare, mai bine vă rugați. După aceea să știți că este foarte bine să ne organizăm viața. Într-o lume în care cel rău este organizat, într-o lume în care sunt foarte bine, cum să vă spun, organizate și aranjate emisiunile de la televizor și pe internet, și noi, dacă vrem să încercăm să facem ceva în viață, este să ne facem un program. În fiecare zi să scriem câteva cuvinte, ce ne-am propus, vorbesc despre rostul nostru. Care este rostul omului la ora actuală? Care este rostul omului la ora actuală? Unde? Astăzi aici, rostul omului este să se mântuiască, doamne. Să știți care este cel mai mare păcat?
cel mai mare păcat este sinuciderea. Dar eu nu trebuie să mă gândesc la păcatul celui de lângă mine, Doamne, eu trebuie să mă gândesc la păcatul meu. Dacă eu sunt grădinar și stau toată ziua cu, așa cu brațele peste zi și mă uit ce fac vecinii, n-am timp să-mi stă grădina. Dacă eu îmi văd de ale mele, și atunci Dumnezeu va lucra asupra mea și numai prin felul meu de a mă purta, eu pot să-l fac să se apropie pe un om de Dumnezeu. Să știți că eu când mă întâlnesc cu oamenii, alerg din păcate ca mult, așa, Părintele Stare, că sunt un fel de PR sau ministru de extinere a mănăstirii, iau oameni, vă iubiți copiii, păi dacă vă iubiți trebuie să vă și spovediți, să nu lăsați moștenire păcatele. Dar poți să-i spui și ce spunea, de, nu știu dacă știi, de pariul lui Pascal. Pascal avea o vorbă, să presupunem prin absurd că n-ar exista Dumnezeu. Ce pede omul dacă se spovedește, se împărtășește, se roagă. Nu pede nimic, devine mai bun. Dar ce face el dacă există Dumnezeu și există veșnicia aia, tu și la aia și te prinde moarte nepregătit? Ai pierdut tot că te așteaptă o veșnicie rea. Dar spune, vorbește omului de lângă tine cu durere și dragoste. Vorbește omului de lângă tine cu gingășie. Vezi că primește cuvânt, că nu primește, te-a oprit. Dă sfatul celui nebun și te va urâ. Dă sfatul celui înțelept și te va urma. Dar să știți, contează și de felul cum dai tu sfatul. Contează foarte mult, oameni buni, să ne uităm mai des în grădina noastră și să văd cum mă raportez eu la ginele meu, la nora mea, la fratele meu, la cumnatul. Sunt eu un creștin cu adevărat? Sau mă rog dimineața tipic, tipic, tipic și la inimă nimic și pe urmă dau cu barda în stânga și în dreapta. Ținerea de minte a răului, neiertarea. Astea sunt lucruri care sunt. Ai văzut cum om a căzut. Am auzit că a căzut un preot. Războiul este mult mai mare. Nu înseamnă că are dreptate. A căzut și s-a ridicat. Eu am rămas cu păcatul. Am dus vorba. Ducând vorba, am depărtat 10 inci de Dumnezeu. Voi da socoteală. Să știți că vom da socoteală, spune Părintele Cleopa, și pentru gândurile noastre. Da, pentru vorbele noastre. Auzi, dragă, ce a făcut cu tare. Vai de mine. Vai, da, știi, hai să spun, lasă. Înțelegeți? Și stăm și bărfim toată ziua, și stăm și povestim toată ziua, și stăm... Deci omul contemporan, din punctul meu de vedere, se zbate, copilul este supus la o agresiune colosală, este supus la nerăbdarea părinților, tata alergă, eu știu, să-și facă un rost, să nu și este firesc, să-și facă un rost, dar depășește limita, mama n-are timp și cu serviciu și cu băcătorie, mare o soră bolnavă, o mare bolnavă, așa, copilul se uită pe internet sau se uită la televizor sau aude la școală altceva și ce să facă el? El face ce poate. El face ce l-a învățat noi în primii 7 ani de acasă. Să știți că și atunci și acum educația copilului începe, de când începe educația copilului? Din context. De când sunt formați copiii noștri. De când sunt formați, din momentul concepției, spun unii, din momentul concepției, de când avem, dar și de cum ne educăm noi pe copiii noștri. Știți, am stat o parte de parte de Dumnezeu, nu i-am dus pe copii la împărtășit, ne-am învățat să se spovedească, ne-am apropiat și acum acceptăm, măi, de ce face? Dar să recunoaștem în neîmplinirea copilului o parte din neîmplinirea noastră și să ne ducem acolo cu smerenie și să ne rugăm cu lacrimi în fața icoanei Maicii Domnului sau a Mântuitorului, să-l ajute pe copilul nostru. Și încă o dată, eu sunt o mărturie a unei rugăciuni, a unei mame de 20 de ani. Pot să spun că sunt o mărturie vie. Mai multe de lupta cu omul vechi din mine. Să fim conștienți că fiecare, în afară de cel care a pornit pe Dumnezeu așa de mic și s-a dus, fiecare are un om vechi în el, un om cu patimile lui, un om cu neputințe, și să las patimile altora în pace și să le văd pe ale mele. Să văd eu cu ce îl supăr pe Dumnezeu. Să văd eu cu ce îl supăr pe cel de lângă mine. Degeaba zic că iubesc pe Dumnezeu și nu iubesc pe oameni. Degeaba zic că iubesc pe oameni și nu iubesc pe Dumnezeu. De aici începe tot. Să avem puțină răbdare, puțină smerenie, puțină gingășie. Să fim puțin mai atenți pe de cel... Hai să nu rănesc pe cel de lângă mine. Poate soția este supărată și eu sunt soțul și tac din gură. Și după ce a trecut toată, hai dacă știi... Poate tu aveai dreptate. Mi-e place, este o carte, scrisoarele Caterinei, tradusă de Părintele Constantin Coma, care spune că atunci când ne căsătorim, să nu ne imaginăm că soția noastră este Ileana, că sunt ziare soțul frumos. Ne căsătorim asumându-ne și calitățile, și defectele, și putințele, și neputințele, și virtuțile, și păcatele. Dar singurul lucru, cred eu, care trebuie să-l facă un creștin, în momentul când fata lui se căsătorește sau băiatul lui, să lea de mână și să meargă la un duhovnic, cum e Părintele Arsenie Papacioc,
și să zică, părinte, va merge căsnicia noastră sau nu va merge. Și vă spun acest lucru pentru că o doamnă de aici, din Constanța, m-a rugat să o duc la părintele Arsenie Papaciuc, pentru că fata ei a fost lăsată de sos, pentru că i-a zis totul, dacă al doilea copil va fi tot fată, eu te-am lăsat. El nu știa săracul că din punct de vedere fiziologic, anatomic, sexul copilului depindea de el, nu de soție. Și atunci, părintele Arsenie a zis, părinte Victorin, nu trebuie așa cum o să încheie că a venit părintele. Da, spune, așa. Așa. Și atunci părintele Arsenie Papacioc a zis, părinte Victorin, nu trebuia ea să vină cu fata și cu soțul de mână când trebuia să căsătorească și spuneam eu să nu, dacă ăsta l-a dat cu pe dracu cu el de când s-a căsătorit. Acesta este un lucru bun și un lucru înțelept. Pentru că a fost o discuție ca să nu treacă vremea și pentru că a fost o discuție să-l ajutăm puțin pe părintele și pe domnul Marcel, eu acum îmi încheie acest discurs. Da, da. Și zic așa, să-i dăm binea prin voi. Vă mulțumim, vă dăm. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze și să-l pomeniți pe monacul Victorin. Amin. Și pe tatăl meu Valer, care era în mormânt acum cu o săptămână, nu mă da să-i spovedea, să-i spovedea. Dumnezeu să-l vorbească. Valer Victorin? Victorin, monacul Victorin. Amin. Ce faceți? Nu e cald aici? Foarte. La masată? Exemplu pentru ea. Poate scăpăm. Dar să fim pregătiți, nu? Da, mi ferește. Amin. Asta, microfon e bun că vorbești încet și se aude tare. Până la spate. Până în... Domnul Marcel a propus o temă pentru după amiaza aceasta. Vocația, răspuns la glasul chemării lui Dumnezeu sau despre cum să ne alegem profesia. Și am spus domnului Marcel și la câțiva cu care m-am mai întâlnit că ar fi frumos să fie o seară de taifas duhovnicesc, când vom sta împreună o oră. Nu neapărat eu să vin cu niște definiții sau cu o prezentare foarte sistematică și foarte elaborată a temei, pentru că nici nu cred că aș putea să fac asta foarte elaborat. Nici nu cred foarte mult în multă sistematizare a teologiei. Consider că încercând să o sistematizăm foarte mult, o facem inducitabilă. Nu mai ajunge la inima omului o teologie foarte bine sistematizată și organizată, se duce spre scolastică și sufletul uman primește mai bine lucrurile povestite mai simplu, nu întotdeauna foarte, foarte clar. Datorită timpului limitat, adesea se sistematizează foarte bine un material, dar sufletul omului caută poate altceva în timpul întâlnirii cu un conferențiar. Și sistematizarea respectivului material prejudiciază oarecum atingerea punctelor care chiar ne sunt de interes mare și care sunt mai pentru sufletul nostru. Nu știu dacă m-am făcut bineînțeles. Oricum, cuvântul vocație vine de la cuvântul latin, voco, vocare, și înseamnă chemare. Dar etimologia lui, explicată mai clar, ar fi chiar numele titlul pe care îl avem astăzi. Vocația este răspunsul nostru la glasul chemării lui Dumnezeu sau la chemarea lui Dumnezeu. Și vocația se manifestă, ne descoperim vocația în feluri foarte diferite. Nu există niște scheme după care sau un anumit tipic pe care, respectându-l, ne aflăm vocația. Cred că este foarte important pentru a-ți descoperi vocația, pentru a auzi, de fapt, chemarea lui Dumnezeu. E foarte important să ne cunoaștem pe noi înșine, ca și atunci când ne căsătorim.
dacă nu ne cunoaștem foarte bine, facem un pas, ne știm ce ne trebuie, pentru că dacă nu te cunoști foarte bine, nu știi ce-ți trebuie foarte bine, nu știi nevoile tale foarte bine, nu știi limitele foarte bine. Și atunci poți să faci un pas greșit, te căsătorești cu cineva, ghidat mai mult după impresia exterioară a celui cineva sau după câteva criterii care nu sunt, nu pot merge până la capăt în viața ta și apoi suferi destul de mult. Sunt oameni care au suferit toată viața, sunt oameni care s-au înțelepțit pe parcursul vieților după ce au depus votul acesta, au făcut cununia. De asta este foarte bine să ne cunoaștem pe noi înșine. Mulți însă nu se cunosc foarte bine pe ei înșiși, dar au pe cineva în familie care se roagă foarte mult pentru ei. Am avut un coleg la facultate și rugăciunile bunicului lui, un om simplu de la țară, și rugăciunile mamei, l-au ajutat ca întreaga viață să meargă foarte bine. A fost foarte bun la școală, fără să învețe foarte mult, prindea foarte repede, s-a căsătorit, a făcut o bursă undeva în Germania și un doctorat, fără eforturi foarte mari, pentru rugăciunile părinților lui și ale bunicilor lui. N-a avut o viață foarte complicată, psihologic, să-și pună probleme foarte multe, n-a avut căutări foarte mari, n-a trăit haosul, neliniștea aflării, sensului vieții, pentru că deja familia în care crescuse îi dăduse un sens vieții lui. S-a născut într-o familie credincioasă, tradițională, a învățat foarte multe de mic, viața lui a avut un traseu foarte lin, datorită unei familii bune și datorită rugăciunilor din familia lui. Știm că convertiții au zbuciumuri foarte mari. Știm despre fericitul Augustin că a parcurs 4 filozofii până a ajuns la ortodoxie, până l-a întâlnit pe Sfântul Ambrozie la Milano. Am văzut acum, este Kenneth Klaus, cred că îl cheamă, un austriac care a trecut prin 8 ideologii, a făcut yoga, a fost la luteran, la catolici, s-a ocupat de magie până l-a întâlnit pe Părintele Sofronie la Essex, care l-a învățat despre rugăciunea inimii. Și convertiții sunt oameni chinuiți care caută foarte mult până află ceva. Vorbeam mai înainte cu cineva despre căutare și despre aflare. De obicei, omul care caută, de obicei zic, găsește întotdeauna în ultimul loc în care caută ceva, nu? Întotdeauna. Nu mai caută după ce ai găsit. Dar și dacă virgulă cauză, înseamnă că ai o problemă, nu? Oamenii caută ceva și nu sunt mulțumiți până când nu găsesc acel ceva care se mulțumească foarte mult, care se împlinească spiritual, duhovnicește, care se împlinească din toate punctele de vedere, pentru că dacă un om este caută spirit, duh, a găsit Duhul și a împlinit din toate punctele de vedere. Chiar dacă are un salar mic, el este împlinit și este foarte fericit. Nu-și dorește mai mult. Nu-și dorește o casă mai mare. El este mulțumit, este împlinit. Epoca noastră este o epocă oarecum, din multe puncte de vedere, o epocă a convertiților, pentru că perioada comunismului a încercat să-L țină departe pe Dumnezeu de viața noastră. Ați văzut în pilda tânărului înviat, fiul văduvei din Nain, Mântuitorul, nu este ținut departe de sicriul tânărului. Mântuitorul intră dinspre deșert, înspre cetate, cetatea Nainului, venea dintr-un loc arid, pustiu, unde nu exista viață, pustiu din afara cetății. În Iudeea, pustiul este foarte întins și viața este doar în cetate. Acolo se găsește apă, acolo sunt mai mulți oameni care să se ajute. Iar din interior, de un spațiu unde se spune că era viață, ieșea un om mort. Era îngropat în afară. Mântuitorul, venind din pustietate, dar fiind viață, nu este împiedicat să se atingă de cel care era mort și care venea din spațiul vieții, din cetate, unde exista un anumit confort, să spunem.
exista hrană, exista apă, exista oameni care să te poată ajuta. Și oamenii nu puteau trăi în afara cetății unde nu era viață. Mântuitorul, cel venit în singurătate, nu este împiedicat să se atingă de secret, se atinge și îl învie pe acest tânăr. Comuniștii au ținut pe Mântuitorul departe de sicriul morții tinerilor noștri. Că am putea să asemănăm pe tinerii noștri care au stat departe de Dumnezeu ca pe un sarcofag cu morți. Și după Revoluție foarte mult s-au apropiat prin cărți, au apărut cărțile, au început să înțeleagă, să se apropie de Dumnezeu, de biserică, să se spovedească, să se împărtășească. Convertiții au muncit mai mult decât cei care s-au născut într-o familie de oameni credincioși și care au primit, cum s-ar spune, din pântecele Maicii și prin laptele pe care l-au sub credința. Au suferit mai mult, cum a fost și Steinhardt de altfel, cum a fost Sundar Singh, dacă ați auzit, un indian care trăia într-o familie foarte bogată și care i-a spus tatălui său: tată, nu mai pot trăi. Taicul se dădea bani, avea elefanți, se pare, avea lucruri la 14 ani pe care oamenii de rând nu le aveau. Și i-a spus: eu pot să-mi dai orice, nu mai pot trăi așa, eu trebuie să aflu ceva adevărat, că hinduismul nu mă mulțumește. Și într-o noapte l-a trezit pe taicu și spunea: tată, numai dacă nu găsesc, îl chinuia pe taicu cu întrebările astea și cu problemele lui de suflet. Nu putea trăi altfel. Cum am povestit cuiva zilele astea, făt frumos, nu putea să se nască la viață decât pentru nemurire. Și nu voia să se nască, plângea. Și atunci tatăl său i-a făgăduit tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte, adică nemurirea. Și dacă afla că poate primi nemurirea, s-a născut. Viața noastră nu are sensul, este absurdă și viața aceasta și libertatea pe care o avem dacă nu avem șansa veșniciei, a nemuririi. Și a spus că nu mai poate și să moară dacă nu știa, să du-te la culcare, băiete. Și s-a dus în grădină. Se gândea să se spânzure. Și a început să se roage așa cum a crezut el, cum a știut el: Doamne, dacă existi, cine ești, unde ești, arată-te, fă ceva, ajută-mă. Un tânăr care avea preocupări, avea o anumită sensibilitate la 14 ani să pui asemenea probleme și spre dimineață, spune viața lui o carte că i s-a arătat Mântuitorul. S-a bucurat foarte mult și l-a trezit din nou pe tatăl care dormea în zorii zilei: tata, am găsit, du-te mai de aici, așa te curg, n-ai înțeles. Tatăl lui nu a înțeles că nu se poate trăi altfel. Și apoi știm că a murit. Sundar Singh, propovăduind creștinismul, povestește, el n-a reușit. El afla creștinismul care era în zona lui. Erau anglicani acolo, cred că. Și a luat o Biblie și a început să o citească, s-a botezat și apoi a început să propovăduiască. Vă zic și asta, chiar dacă nu se leagă foarte mult, pentru că mi s-a părut interesant când am citit, n-am prea povestit-o la alții, dar el fiind totuși anglican, ori luteran, ori anglican, ceva, biserici istorice, oricum, s-a propovăduia și oamenii prin satele, mai a fost în Tibet mult timp, îl fugăreau. Și el intra în sat și începea să vorbească despre Hristos și oamenii îl fugăreau cu necredința lor, mai ales primarii de sate și cei mai... Oamenii îl mai ascultau și convertea foarte mulți. Într-un sat povestește că l-au prins și l-au aruncat într-o fântână. Satul avea o singură fântână și apoi peste fântână au pus un capac și au pus un lacăt. Și i-au rupt mâna ca nu cumva să încerce să mai iasă din fântână. Asta era procedura. Și dimineața el povestea că a venit îngerul, un înger, și a zis: hai, ieși afară. Și zice: dar este lacăt sus, este prins, n-am cum știu. Ieși afară, ți-am zis. Am și mâna ruptă. Și îngerul s-a atins de mâna lui și în clipa aia mâna așa a fost normală și a început să iasă afară. A ieșit afară, când a prins capacul, capacul s-a deschis. S-a deschis capacul, a ieșit și umbla prin sat. Oamenii iarăși la el. Dar puțin speriați, că nu putea ieși nimeni de acolo. A venit șeful satului și a început să-i certe pe oameni. Cine au dat drum? Cine sunt cei care au dat drumul? Deci, sunteți singurul care aveți cheia de la lacăt. Și atunci, lacătul era neatins. După ce a ieșit, lacătul era din nou acolo, la locul lui. Atunci au crezut că este un mare vrăjitor.
Și nu i-a mai făcut nimic, dar l-au rugat să plece din satul lor. Așa cum am fost de multe ori rugat și Mântuitorul să plece din sat, pentru că îl deranjau. Pe o parte, pe de altă parte, era frică să-l omoare la începuturi, în perioada de început de propovăduire. Și a ajuns în alt sat și acolo au venit iarăși după ce a vorbit să-l omoare. El mergea spre pădure și oamenii cu bâte l-au înconjurat, au venit să-l prindă. El s-a așezat în genunchi și a început să se roage și după câteva clipe s-au apropiat de el la câțiva metri, la 10 metri și într-o secundă, la un semn, s-au întors și au început să fugă toți. El s-a rugat să ruga și când a văzut că toți fug, s-au dus după ei iarăși în sat. Să propovăduiască dacă a văzut că fug. Și zice, pleacă de la noi, pleacă de la noi. Dar vreau să vi-l propovăduiesc pe cel care este calea, adevărul și viața. Pleacă. Dar voi de ce ați fugit atunci? Zice, dar mi-ai văzut că era în conjurat de soldați. Și a început să povestească cum arătau soldați. Și atunci el a recunoscut pe Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie, pe toți mari mucenici și luptători. El nu-i văzuse, dar ei au văzut în jurul lui cum a soldați foarte bine înarmați, povesteau cu scuturi, cu stuleți, cu săbii. S-au înfricoșat și au fugit. În sfârșit, pe la vârsta de 43 de ani, a dispărut. Se pare că a fost omorât tot undeva în zona Tibetului, în propovăduirile lui. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare. Fiecare are foarte multe daruri. De la momentul botezului, când este copilul sau cel care are o anumită vârstă botezat, prin mirungere, pentru că botezul cuprinde trei taine, afundarea, botezul propriu-zis, mirungerea și împărtășania. Preotul spune pecetea darului Duhului Sfânt și îl miruiește la frunte, la urechi, la ochi, la organele vitale sau la organele cele mai importante, pe piept, pe mâini, pe picioare, pe spate, la gură. Și atunci primim foarte multe daruri. Ne învață învățătura noastră de credință, ne spune că primim darurile lui Dumnezeu, foarte multe. Noi activăm, să zicem, cum folosim acum cuvântul acesta, câteva din ele. Dar noi primim foarte multe daruri. Semințele. Primim semințe. Sămânța este în noi. Sfinții sunt cei care au făcut aceste daruri active. Le-au dat semințele pe care le-au primit și ele au crescut, au rodit. Cei care sunt indiferenți le lasă să se usuce. Ele nu vor dispărea niciodată, rămân latent în noi. Daruri primite la botez. Talanții, talentele, darurile. Unele îngroapă, așa cum vedem în pilda talanților. Unii le multiplică, le mulțesc. Cel care are cele mai multe primește cele mai multe și după aia și ceilalți care nu au făcut nimica își dau darurile lor tot la cel care le-a mulțit cel mai mult. Pentru că cu cât înmulțești mai mult darul, cu atât Dumnezeu vede că ești omul lui și te pune mult, și mai mult la treabă. Are nevoie, noi suntem prelungirile lui Dumnezeu, mâinile lui Dumnezeu aici pe pământ. Medicul este mâna lui Dumnezeu care operează, care consultă. Cel care face biserica, constructorul, este o mână lui Dumnezeu care ridică sălașul lui Dumnezeu pe pământ. Pictorul este o mână lui Dumnezeu care face, transpune frumosul pe pânză, pe perete și frumosul acela nobilează sufletul celui care vede frumosul. Scriitorul care scrie cărți de folos este mâna lui Dumnezeu. Fiecare este o mână lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în lume prin noi, fiind mâinile lui. Și aceste semințe, ele așteaptă și la un moment dat Dumnezeu ne cheamă. Ne cheamă din lăuntru, este o chemare, un strigă din lăuntru nostru, darul Dumnezeu din noi, că este o chemare și din afară. Dar trebuie să auzim glasul acesta al lui Dumnezeu. Unii răspund chemării, rodesc semințele în ei, realizează lucruri foarte frumoase, alții nu răspund și se ocupă cu cârtitul. Îi cârtesc pe cei care au rodit, care au făcut să rodească semințele. Îți lăsați și ei de Dumnezeu. Ați văzut că prin grâu există și neghină, nu? Sunt oameni care își pun în lucrare harul pe care l-au primit, sunt oameni care îl îngroapă, lenea. De ce se spune că lenea este păcat de moarte? Între cele șapte păcate de parte mari, păcatele de moarte.
mândria, desfrânarea, îmbuibarea, zavistea, dar și lenea printre ele. Pentru că lenea îl face pe om îl ține pe om să nu-și înmulțească darurile, să nu-și înmulțească talanții. Și cum reușim noi să ne aflăm, să vedem pentru ce suntem făcuți? Prin multă rugăciune, Dumnezeu ne descoperă calea, rugăciune făcută de noi sau făcută de cei aproape ai noștri. De asta e foarte bine să ne rugăm unii pentru alții, ca să ne ajutăm să ni se lumineze calea, să ni se lumineze mintea. Pentru un efort de cunoaștere de sine, care la fel este efort, nu vine cunoașterea de sine dacă nu faci ceva. Cum te cunoști pe tine? Citești Noul Testament, întâlnești personaje acolo în Noul Testament și începi să te compari. Ce ai fi făcut tu în locul Sfântului Apostol Filip? Ce ți-ar place? Cum ți-ar fi plăcut să faci ceva când citești o carte foarte bună? Te recunoști în personajele negative din viețile Sfinților sau în cele pozitive? Oricum ar fi, începi să te regăsești undeva, să-ți găsești locul tău, să vezi ce ți-ar place, ce te încântă. Sunt tineri cărora le place foarte mult, când merg la mănăstire, să stea la strană. Altora nu le place. Altora le place să stea printre părinți, chiar dacă nu știu să cânte la strană. Nu știu să cânte, să stea aproape. Simt ceva, un har, se bucură să stea aproape. Alții, când văd un pictor, stau lipit de el. El stă cu șevaletul pe malul mării sau undeva într-o margine, într-o dumbravă și copilul stă și se uită la el. Și place cum pictează. Nu înțelege foarte mult pictura. Acela studia mult, dar îi plac culorile. Are sensibilitate pentru forma transpusă pe pânză, pentru linii, pentru armonie. Altul stă pe lângă bucătari. Am văzut copii care le place foarte mult să învețe să facă mâncare. Și încă de mici știu să facă tot felul, gogoși, pandișpane, clătite, bezele. Și știu ceva să facă. E foarte frumos. Nu neapărat sunt gurmanzi. Nu este neapărat. De obicei, gurmanzilor le place foarte mult și să gătească. Și sunt exemple și în literatură și în viața noastră politică. Oameni care au această pasiune, le place să gătească și le place să mănânce încet și frumos. Ce au gătit, tot încet. Așa încât cu ajutorul rugăciunii, cu ajutorul cunoașterii de sine, din lecturi, cunoașterea de sine din lecturi, cunoașterea de sine din rugăciune, cunoașterea de sine din conversație, conversația cu cei apropiați, cu prietenii noștri, cu oamenii duhovnicești, începem încet să ne dăm seama cam ce ne-ar place sau ce nu ne-ar place. Sunt oameni care din start spun, eu n-aș putea să fiu profesor de matematică, nu-mi plac cifrele, sau nu suport ora de sport. Clar că nu va fi un fotbalist de performanță niciodată, că nu agrează. Are sufletul altfel făcut, îi place să stea singur, să se plimbe, îi place să joace șah și încet se decantează. Problema este că pentru copii și părinții trebuie să-i ajute, și nu trebuie să-i forțeze. Acum am văzut la o școală în Suceava, copiii de clasa 8-a participau la un test la o clasă. O doamnă profesoară, diriginta, a făcut cu ei un test. Fiecare copil avea o listă cu toți copiii din clasă și la fiecare copil din clasă îi spunea cam ce l-ar vedea făcând. Și apoi fiecare copil aduna impresiile tuturor copiilor și își făcea o idee ca să știe la ce liceu să dea, să se poată ajuta de acolo, să se orienteze, cum îl văd ceilalți. Pentru ce îl văd ceilalți pregătiți sau făcuți sau înclinat, spre ce ar fi înclinat unul dintre ei, lua impresii de la toți și se gândea și el, simțea și el cam spre ce este înclinat. Părinții adesea, neînțelegând ce înseamnă vocație și ce înseamnă chemarea lui Dumnezeu, având niște ambiții cu copiii lor, niște neîmpliniri ale lor pe care vor să le împlinească cu copiii, își îndeamnă copiii spre anumite profesii. Cineva în Suceava, când eram în perioada de a da la facultate, la insistențele părinților a dat la medicină. Nu-i plăcea medicina deloc, dar părinții, mai ales tata, avea o slăbiciune pentru medici. Îi se părea ceva foarte important și interesant.
și l-au forțat. Până la urmă a intrat a treia oară, de la al treilea an, pe cea de două ori și a picat, la Cluj, la medicină. A venit Revoluția, nu făcea față deloc, nu avea nicio aplecare, nicio pasiune pentru medicină. Îi spunea asta adesea tatălui său, tatăl îl certa, trebuie să ai voință, trebuie să știi ce vrei în viață, ta. Și într-o zi a dispărut băiatul. Și a dat semn după câteva luni că era prin Germania, a trecut frauduros frontiera, a fugit și a rămas pe acolo. Nu mai suporta familia, care îl forța să facă ceea ce nu simțea să facă. Și nu mai suporta medicina. Și a plecat în Germania. Mi-a rămas asta cumva în amintire, în cap. Deci părinții trebuie să-l ajute pe copil, nu să-i impună copilului. Copilul poate să fie foarte diferit de părinte. Poate să aibă un dar despre care nici nu bănuim că l-are. Nu neapărat că seamănă cu un bunic sau cu altcineva. Are un dar de la Dumnezeu. Are o chemare. El este chemat de Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem o misiune în lumea asta. Suntem chemați de Dumnezeu spre ceva. Și atunci, cu smerenie, trebuie să acceptăm acea chemare. Și legat de monahism, la fel. Copiii care au plecat la mănăstire, părinții au plâns ani de zile și după 10-15 ani, din 7 copii, unul, cel de la mănăstire, spunea: acesta de la mănăstire, copilul acesta mi-a adus cele mai multe bucurii, spunea câte un părinte. Și întotdeauna m-a cinstit cel mai mult și vă zic drept că dacă ar fi acum eu să mă mai căsătoresc, nu m-aș mai căsători, m-aș duce și eu la mănăstire, că m-a ajutat băiatul meu sau fata mea să înțeleg ce înseamnă viața duhovnicească. Că eu am crezut când am pornit la viață că totul este aici. M-am căsătorit, mi-am făcut o casă, am luptat foarte mult să fac carieră. O altă problemă, alt aspect este cariera și carierismul. Nu mai facem ceea ce avem dar să facem, sau nu mergem spre ceea ce avem chemare, ci vrem să facem carieră. Și dacă vocația, când îți împlinești vocația, vei munci foarte ușor, nu te mai interesează orar, unde ieși din clasă, sau să se termine programul. De la ora 8 la ora 4 am program. Hai, cât e ceasul? E 4 fără un sfert, nu mai stăm. Cel care are vocație nu este interesat de program. El face din pasiune. El se relaxează. El nu simte munca ca pe o presiune, ca pe ceva greu de făcut. Se spune despre Einstein că și Socrate la fel avea accese din acestea, a uitat de el. Einstein într-o seară lucra la niște formule. Nu știu la exact la ce formule. Nu la bombă, era înainte de asta, și avea o servitoare care îi aducea mâncare, se îngrijea de casă. El a fost căsătorit de vreo 2 ori, nu prea a fost el așa foarte familist, el îl interesa știința, fizica, au rămas, repetem, la fizică, prin clasa 11. Dar după asta și-a descoperit că nu s-a ocupat Einstein foarte mult de asta, nu am desăfârșit-o el. Altcineva. Misiunea era la mișcă. Nu, a fost curtat pentru asta, dar nu a reușit el să facă treaba asta. Dar la capăt. În sfârșit, trecem peste... Inspirați. Și servitoarea cea care avea grijă de casă bate la ușă și vrea să-i aducă ceaiul. Și el o repede, că lucra acolo, era concentrat, era absorbit. Și a jignit-o, i-a spus ceva. Lasă-mă în pace, nu vezi că... Apoi, când să bei ceai, că noi mai vine eu să-ți-l aduc. Eu zisea ceva în genul ăsta. Avea un șnur cu clopoțel, cum era în vechime, până în al doilea război mondial, când au apărut blocurile prefabricate, când nu mai... Și s-a concentrat acolo, a lucrat, s-a gândit, a meditat. Și apoi, la un moment dat, trage din șnur să vină. Și a venit. Ia. Să uita să vadă dacă mai e în viață, dacă ce-i cu el. Dacă nu a pățit nimic, a fost o purtată dacă de ciudă pe el. Trecuseră 3 zile. El nu a mâncat nimic. A treia zi, de fapt, ea a venit. Nu mâncase nimic și el aștepta ceaiul. El credea că a trecut o oră. Deci oamenii care au pasiune nu mai au noțiunea timpului. Nu mai stau, nu sunt cu ora. Așa se spune despre monahi. Ei trebuie să aibă vocație, pasiune pentru viața monahală. Când cineva se grăbește, altul îi spune: liniștește-te, că doar n-am venit aici cu ora.
în mănăstire să ne grăbim, să ajungem la ora nu știu care sau să facem aici, când ai pășit în mănăstire, deja se consideră că ai pășit cumva pe celălalt rând, ești în afara timpului. Nu te mai grăbești, ai intrat în timpul liturgic, așa se presupune. Nu-ți mai pasă dacă trece timpul, dacă îmbătrânești, dacă apar semnele vremii peste tine, nu-ți mai pasă, pentru că nu te mai gândești la asta, te gândești la unirea cu Dumnezeu și aștepți timpul acela. Părintele Stăniloae spune, ce este timpul? Timpul este momentul de la chemarea lui Dumnezeu până la momentul, este distanța de la momentul când te cheamă Dumnezeu până la momentul când tu răspunzi lui Dumnezeu. Asta este timpul. După ce ai răspuns la Dumnezeu, te-ai hotărât să fii cu Dumnezeu, chiar dacă mai ești pe pământ, în spațiu acesta și în timpul acesta astronomic, dar tu ai ieșit din timp. Ești cu Dumnezeu, cel care este atemporal, care este mai presus de timpul acesta, noi ne mișcăm într-un timp pe care noi l-am împărțit în luni, în ore, în zile, săptămâni. Nu trece timpul, noi trecem printr-un timp pe care nu l-am împărțit și ne speriem când trec anii. Puteam să punem și noi anul să fie la 4 ani sau 7 ani. Era mai lejeroare? Împărțeam altfel. Așa a fost, așa s-a împărțit. Și deci omul care face, caută carieră, când ne gândim la carieră, ce înseamnă de fapt cariera? Nu înseamnă, nu te lești totuși în voia lui Dumnezeu de plin. Cariera înseamnă să faci ceva prin care să uimești lumea, nu? Și construiești la carieră, te poți gândi la cariera de piatră, e mare și pietroasă, dar tu îți consolidezi imaginea ta în societate. Face o facultate foarte bună, am văzut în Occident, am văzut în Cipru, ciprioții cheltuie foarte mulți bani ca să facă facultăți foarte bune, să se întoarcă în Cipru cu diplome de Harvard, Oxford, Cambridge. Cu diplomele astea au acces după aia să lucreze în bănci, cunosc foarte bine programele economice, sunt foarte bine puși la punct, câștig un salar bun după asta, te întâlnești cu ei la masă, s-ar putea să fie neinteresant. Pentru că nu au viață întotdeauna în ei. Nu sunt plin de viață. Sunt foarte corect, s-au învățat la facultate, la universități foarte importante. Știu să se poartă, stau drept, vorbesc politicos. Știu, pe domeniul lor sunt foarte buni. Dar nu sunt într-o alergare permanentă după Dumnezeu. După har, să coboare harul peste ei. Permanent să caute să stea în calea harului. Pentru că programele lor, serviciul lor, nu le permit întotdeauna. E complicat ce zic, dar dacă ar avea vocație, să fie economist, ceea ce e foarte greu să ai vocație să faci acte și să calculezi, dar se poate să fie oameni care le place biroul să stea și trebuie să fie și din aceștia, atunci ai fi plin de viață, de bucurie, pentru că munca pe care o faci te împlinește. Dar dacă în ecuația vieții noastre intră banul, intră numele, imaginea, funcția, atunci trebuie să respectăm niște reguli care, în general, ne sufocă viața, ne fac mai puțin vie, o viață moartă. Bine, v-am zis așa două, trei gânduri. Nu există formule pentru noi toți. Nu iei și pui, îți cheamă peste om și fac să ai faci un test și la urmă scoți răspunsul. Tu te faci inginer. Tu te faci nu știu ce, pictor, tu ai să, așa, tu trebuie să te faci pantofar sau știu eu ce. Nu există așa ceva. Avem foarte multe daruri, foarte mulți dintre noi, dacă s-ar fi apucat de cântat la o vârstă, ar fi putut ajunge la anumite performanțe în muzică. Mulți dintre noi de aici, dacă s-ar fi apucat de pictat sau de desen sau știu eu, ar fi ajuns, sau chiar de literatură, ar fi ajuns la anumite performanțe în respectiva preocupare. Foarte mulți dintre noi, dacă ne-am fi apucat de făcut, știu și eu, geografie, am fi ajuns la o anumită vârstă să știm foarte bine geografia și chiar să excelăm. Dar fiecare a preferat câte ceva. Am preferat să facem ceva care să ne împlinească viața, să ne mulțumească. Vedem oamenii care sunt preocupați, cum sunt cu ochii mari și când sunt pasionați de ceva. Unii chiar de electronică, alții de sculptură. Alții de lectură, când citesc, parcă se hrănesc de acolo.
Și... Internet? E pasionant, nu? Vă uitați, nu? Vă mai uitați la internet? Umblați pe internet? Păi, navigați? Nu mai suntem proști, dar ea tine. Care v-a zis că pane neample? Păi folosim, internetul nu are viață, nu are, el este impasibil, îl folosim noi bine sau rău. Uite cum faci fotografii, mai am curată. Așa și pe noi, și pe noi. Bine, v-am zis așa câteva gânduri, nu... Acasă, tata zicea, când eram mici, băiete, ia și învață. Eu, da, cum să zic, nu, da, învățam, nu prea învățam. Îmi plăcea să citesc, am citit foarte multe cărți polițiste când eram mic. Aveam un coleg care citea cărți polițiste și... Da, gata, Cristi. Erau niște colecții, Enigma, Sfinxul, Cheia, dacă le știți. Și spunea, ca să mă determine să mă apuc de învățat, uite, vedeți tehnica că v-a dat de gol? Și l-am dat la mic. L-ați dat la mic, dar uite că eu asta-i tehnica, asta-i tehnica, o păcăreală. Când aștepți mai puțin, după ce ați moralizat-o, ați certat-o tare, ați țășnit în poșetă și a zis, eu sunt aici. Tehnica. Tehnica. Să ne mănânce capul. Trebuie să fie... Prăbușit cartea despre care vorbeam și eu am. Și tehnica... Nu, ideea că trebuie să fim mai toleranți cu și cu tehnica săracă. Dar... E doar un instrument. E un instrument, dar n-am trebuit foarte, foarte mult folosit. Și spunea așa, ca să mă determine să învăț. Mai băiete, două lucruri sunt foarte importante în viață. Familia și meseria. Să ai meserii care să-ți placă. El a avut o meserie care i-a plăcut. Să te regăsești, să-ți placă, să fii pasionat. Și familia, să ne mergi soția, să te ocupi de copii. Ai ratat una din ele, mai merge cum mai merge viața. Băi, dacă l-ai ratat pe amândouă, e vai și amar de capul tău. Te apuci de băut. Îți mai rămâne altceva. Și înțelegeam ceva așa, mă gândeam, na, am ținut minte ce mi-a zis, cred că ăsta e singurul folos. Nu prea mă interesa, căutam mingea să joc fotbal. Dacă aveți întrebări, cineva pune întrebare și ne gândim împreună. Și după aia, pa, cine știe, răspunde. Când avem mai multe microfoane, ne plimbăm prin sală, Părintele Victorin, la fel, răspunde la întrebări, binecuvenit. Putna este o mănăstire mare care poate face misiuni în toată țara. Și unii nu te aștepți, acolo te întâlnești cu Părintele Victorin. Cineva vrea să pună o întrebare acolo. Auziți, dar acum apare altă problemă. Dacă vă sună cineva și bateria e scoasă, și ceva foarte urgent. A? Nu există. Domnul este stăpânul lumii, nu bateria. Are domnul grijă de cineva. În vechime nu erau telefoane și erau multe lucruri urgente. Spre exemplu, veneau tătare sau turci și aprindeau focul, ieșea fum. Era un fel de fax într-o altă formă. Da. Îmi dau e-mail. Cineva vrea să pună întrebare. Cine vrea să răspundă? Pregătiți-vă. Un om regăsește că are mai multe talente și inclinații. Cum află care dintre ele reprezintă vocația lui? Unii sunt polivalenți, reușesc să facă lucrul ăsta, dar majoritatea celor, așa zis, multitalentați, se pierd în neștiința de a ști să aleagă. De unde știi unde te vrea Dumnezeu cel mai bine? Cum te ajut să afli? Eu cred că... Cine răspunde din experiența nu știu, cred că la mănăstire se vorbește despre a avut vestire de la Dumnezeu sau am avut vestirea sau este vestirea. Spune starețul, dar ai avut vestire? Să faci un lucru? Atunci spui argumentele pentru ce ai simțit.
când este Dumnezeu, îți dă un semn. Te odihnește gândul că trebuie să faci un lucru. Te simți, nu poți face altceva, de fapt asta este. Trebuie să faci lucrul respectiv. Ai mai multe talente. Sunt copii care încep cu câte 3-4 lucruri pe care încearcă să le facă de performanță. Joacă foarte bine fotbal și fac parte dintr-un club sportiv. Fac și la școală parte dintr-un cerc de făcut povești sau altceva. Sunt și la, nu știu ce, la speleologie. Fac orientări pe munte și așa mai departe. Mai cântă și la un instrument. Încet, încet renunță la unul din ele. Și rămâne una sau două pasiuni. Dar să știți că ne împiedică foarte mult lenea. Deci noi, ești în pat și îți vine o chestie în cap. Nu te trezești, nu te mișci ca să o scrii pe hârtie să nu auzi. Unul dintre noi. Citești ceva și nu înțelegi un cuvânt. Măi, ce înseamnă asta? Interschimbabilitate aici. Doamne! Dar nu te duci până la bibliotecă, până în raft, să iei dicționarul, să te uiți, să vezi. Știți? Deci lenea trebuie să pui o leacă de energie, fără sacrificiu, fără efort, nu-ți mai afli vocația, suntem leneși noi. România avem o anumită lentoare, o anumită grație. Balerina, așa, mergem încet, nu ne grăbim. Și frumos și lucrul ăsta. Dar sunt lucruri pe care trebuie să le facem. Muncești? Ai, nu muncești? Trebuie talentul îmbinat cu munca. Talentul cu munca, dar ceva n-ați văzut și Eminescu spunea 99% transpirație și 1% inspirație. Eu am cunoscut pe cineva care este în Putin acum, mi-a fost coleg de cameră, un părinte la facultate, care a început să picteze. Era antitalent. Noi râdeam de el. Anastasie. Râdeam. Făcea din, cu șabloane. Lua o foaie de cal, cu răbdare, lua, făcea de conturi icoane care îi plăceau, punea după aia peste aia, făcea gledul, după aia făcea conturi icoane și după aia picta cumva la matriță. Știți? Dar mă munce mult, că nu putea desena. Eu desenam mult mai bine decât el. Dar mă pui acum să fac icoane și nu știu ce trebuie să fac. Știți ce icoane frumoase pictează acum? Dar nu acum, de vreo 10 ani. Vreo 7 ani am muncit, 8 ani. Și îți dă și doctoratul în restaurare, avea și centura neagră la ajută, avea mai multe vocale. Da, și acum face un doctorat la Cluj, dar a pictat icoana lui Ștefan cel Mare cu 80 ceva de personaje pe an. Au lucrat vreo 4, dar el a făcut majoritatea, el a făcut construcția iconografică, adică planul iconografic, când se apare fiecare sfânt. A pus acolo toți sfinții din vremea lui Ștefan cel Mare, toți sfinții Moldove, 87 de personaje, foarte mulți îngeri. Adormirea lui Ștefan cel Mare este la prima icoană, foarte frumos. Foarte frumos. Și atunci nu. Dar a muncit, a simțit. Noi nu credeam în el, dar Dumnezeu a crezut în el. Dumnezeu l-a chemat la asta, noi făceam glume. Anastasie, el a făcut înainte facultatea de fizică. El crede că aici e ca la fizică, nu după ștampile, cu matrițe, cu... Asta iartă, noi făceam glume. Ei, au trecut ani și el și-a dus chemarea și a primit chemarea. Iar noi am rămas cu comentariile. Și are icoane foarte frumoase și face și restaurare foarte bine. Foarte serios, foarte. Deci tenacitate, are programul lui în fiecare zi câte puțin. Păi în fiecare zi, dacă pui câte un praf de nisip într-un camion, așa, se umple camionul ăla până la urmă. Dar dacă ești leneș, spui eu pot mult mai mult, dar nu vreau, sau nu acum, mai târziu, te-a păcălit amânarea în hoțul timpului. Altă întrebare. Hai că dacă nu încep, spune o întrebări. Nu-i bine. Părinte, până la mă mănâncă limba și o să mă iertați cu toții. Dar cam de mult mă preocupă treaba asta. Noi de aici, din lume, îmi dați voie să vorbesc de jos? Da. Mulțumesc. Noi de aici, din lume, mai mergem și prin mănăstiri. Mulți. Știți cu toții că toți vedem fel de fel. Ce mă miră pe mine este că în mănăstirile n-au luat niciun exemplu de la comuniști care aveau foarte mici și puține părți bune, dar le aveau. De exemplu, ei aveau cu ședințele de îndoctrinare, de la care noi puteam să învățăm că totuși trebuie să vorbim între noi, că avem unii autoritate asupra altora și că trebuie să controlăm situația într-un fel.
mă întreb dacă de ce în mănăstiri nu se controlează absolut deloc situația. Maica trăitoare și un călugăr trăitor. Așa. Da? Eu vă spun că eram la yoga, mi s-a dat să citesc Filocalia, nu la optimizare umană, Filocalia 11, Varsa, nu fie și înfruntarea duhovnicească a suferinței și a nedreptăților, da? Și când am citit ce frumos a scris Părintele Stăniloae notele de subsol, cu lacrimi în ochi, am zis ce bine ar fi să-i mulțumesc Părintele Stăniloae personal pentru acest dar extraordinar. M-a luat cineva de mână și m-a dus la Părintele Stăniloae, da? Și oriunde, dar ceea ce nu știți dumneavoastră este altceva. Călugării, preoții și maicile sunt copii, sunt frații, sunt oamenii noștri. Nu știu dacă aș citi o carte cu un om care este nebun pentru Hristos. Într-o mănăstire este un adevărat laborator. Unul cade, se ridică, se spovedește, se enervează, a renunțat la ispitele astea. Poate să cadă și trupește, că am văzut la televizor. Au fost căderi, dacă citiți viețile Sfinților, au căzut de atâta timpului. Dacă ochiul meu este curat, Doamne, când intru în mănăstire, văd ce este de folos. Eu când mă duceam într-o mănăstire, căutam moaștele sfinte, căutam icoanele făcătoare de minuni sau icoane frumoase, căutam cântările și întrebam, este un duhovnic bun aici, este o maică bătrână? Și da. Și mă lua de mână și mă duce acolo. Dar dacă eu mă duc și iertați-mi fiind, Doamne, iertați-mi fiind, și stau cu ochii pe femeile care se ceartă, înseamnă că ochiul meu încă are mult până se curățește. Dacă eu mă duc acolo, ce vă spuneam mai înainte, Părintele Paisie Aghioitu spune așa, dacă eu m-am certat cu ceva, să mă duc într-o mănăstire și eu văd rău și mă îndreptățesc pe mine, înseamnă că sunt departe de Dumnezeu. Dacă zic, uite săracele, mă încerc toată ziua, poate să o roagă. Războiul nevăzut e mult mai mare într-o mănăstire, Doamnă. Știți? Dacă este o vedenie de demult, cum vedeau zeci de mii. Zeci de mii de dragi, la un oraș și că stăteau și dormeau la marginea satului. Nu înseamnă că au dreptate magile că fac lucrul acesta. Dar încercați dumneavoastră și căutați și întrebați unde este o mănăstire duhovnicească, întrebați unde sunt măicuțe trăitoare, duceți-vă și sunt măicuțele acestea și discutați cu ele. Și să știți că întrebarea asta care vă macină trebuie să vă macine altceva. Cum de dumneavoastră nu aveți capacitatea să întâlniți acele trăitori și acele măicuțe care să vă arate că există Dumnezeu și mănăstire și există, dar războiul e mult mai mare. Că astea îi diște multe vești. Am găsit și oamenii ăștia, dar plâng. Dar nu e vorba de trăire în mănăstire, Doamne, nu e vorba de educație. Doamne, că eu va avea două clase. Da, haideți să lăsăm pe Părintele de ce vă spune, dar nu mai întrebeți. Nu, vreau să vă zic o mică întâmplare. Întrebeți-ne cu întrebări. S-a dus cineva la Sfântul Munte. Da, mi-a zis la Daniel Sarda. Un părinte în vârstă, 60 de ani, foarte preocupat, foarte muncitat, se ruga mult, muncea mult în viața lui. A fost director de întreprindere și acum, în 95, a venit la mănăstire, 94, monah. Și s-a dus la Sfântul Munte și acolo îl vede pe un călugăr care s-a împărtășit la finalul liturghiei pe la ora 10, după liturghia se terminase la 7:30, pe la 10 era scripat în palme și a umblat o roabă. Și el s-a tulburat, s-a smintit. S-a dus la un părinte și s-a spovedit, adică i-a zis la părinte, un duh așa de cârteală, de nemulțumire. Părinte, aici la Sfântul Munte, mă așteptam să fie oamenii puțin mai atenți. Păi s-a împărtășit, l-am văzut astăzi că s-a împărtășit și apoi scuipa în palme și a plecat cu roaba. Călugărul acesta, se poate? Și tu l-ai văzut? Da, Dumnezeu ți-a descoperit ție ca să te poți ruga pentru el. Nu la altul. De acum ai obligația să te rugi pentru el. Ți-a descoperit ție că el are o mică nedesăvârșire și de acum trebuie să te rogi pentru el mult. El a de lucru, Robert, părintele foarte, el îi face treabă. Și a trebuit să afle cum îl cheamă, să apuce de rugăciune pentru el. Dacă ție ți-a descoperit și numii sau la altul, așa că atunci când vedem ceva neregulă, obligația avem să ne rugăm pentru. Și când începi să te rogi așa mult, deodată începi să nu mai vezi așa de multe, că... 4-5-6 ori. Pentru bunăvoință. A fost plăcerea noastră. Nu, mai glumim și noi. Eu am să încerc să-mi întreb pe părintele ce mă fac eu dacă am ajuns mare ca unii dumneavoastră și din cauza părinților a necredinței m-am împlinit în vocație. Ce fac? Am un serviciu? Păi a întrebat chiar cineva
am o vârstă și parcă nu am vocație pentru nimic. Ce să facem? Dacă este o, așa o vârstă înaintată, ți-ai pierdut o mediocritate și ești vinovat pentru asta, este prea târziu să-ți mai găsești vocația? Nu-i prea târziu, ești vinovat pentru asta, că nu ți-ai găsit vocația, probabil, o lipsă de înțelepciune. Nu întotdeauna trebuie să muncim foarte mult, să transpirăm. Câteodată trebuie să ne oprim, să ne gândim, să ne rugăm, să căutăm, să întrebăm. E chestiune de smerenie. Dacă ești mândru, te izolezi, te conservi. Tu nu vrei să ai treabă cu nimeni, nevoie de nimeni, de la nimeni nimic. Și atunci Dumnezeu te lasă, în părerea ta. Dar dacă te smerești, întrebi, cu mult mai puțin efort decât dacă muncești tu, chiar dacă citești tu, mult mai ușor, cu mult mai puțin efort îți afli și vocație și răspunsuri la întrebări. Nu este târziu, o doamnă de la Suceava, avea vreo 67 de ani, fusese inginer, chimist, e murise soțul, venea la biserică, înțelegea și nu prea înțelegea aia ce înseamnă biserica. Am stat puțin de vorbă și am recomandat să se roage dimineața, câte un sfert de oră, 20 de minute, să spună, Doamne, este Hristoasă, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. M-a întrebat la virgulă, ce să facă, la ce oră să se trezească, cum să se roage. Și am dat câteva indicații, mai mult din cărți decât din experiență. I-am spus ora 5 dimineața, să se culce puțin mai devreme. S-a constatat că dacă ai câștigat o oră seara, înseamnă ca randament două ore câștigate. Deci dacă în loc să te culci la 12, te culci la 11, câștigi două ore, nu una. Pentru că ora de dimineață pe care o câștigi, înseamnă mult, mult mai mult decât ora de seară. Dublu. De asta se recomandă la 10:30, 11 ore să așezăm la culcare, pentru că există o forță de viață în fiecare om, o energie care se consumă foarte mult dacă pierdem noaptea. Stăm nopțile și trebuie să ne culcăm până la ora 11, cum făceau bătrânii, se trezeau la 4:30 și aveau o energie și sănătate. A început să se roage în fiecare dimineață, sunt ani de atunci. Rugăciunea asta i-a descoperit o mulțime de lucruri. 20 de minute. În fiecare dimineață. Doamne Iisus, după aia a venit și îmi dați voie să fac mai mult. La început a zis că e cam greu. Îmi fuge mintea, nu reușesc să mă concentrez. Cu binecuvântare, trebuie să fii binecuvântarea duhovnicului, pentru asta să roage și duhovnicul. A dobândit o sensibilitate duhovnicească rar întâlnită. N-am întâlnit la foarte mulți oameni. Nu citea mult. Și repede, citea o frază și punea niște întrebări din fraza aceea și discutam o jumătate de oră. Nu citea sute de cărți, sute de pagini pe zi. Citea 10 pagini, 15 pagini în fiecare zi și imediat ce găsea ceva care îi părea că este de folos, venea, asta cred eu că aici o greșesc. Aici ar trebui cam așa, gândesc eu, dar cum spuneți ficția voastră? Dimineața, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește. S-a limpezit la minte. A început să se umilească foarte tare. Vai, ce am pierdut viața, timpul, câte lucruri interesante. Oare voi mai avea timp să înțeleg ce a vrut să ne spune Mântuitorul prin scrisoarea asta de dragoste, prin Sfânta Scriptură pe care ne-a trimis-o, Noul Testament? Oare voi avea timp să-L cunosc mai bine, să știu mai mult? A început părintele să ne roage să citească Viețile Sfinților. Avea un program foarte frumos duhovnicesc, fiind pensionară. Apoi spunea, mă doare spatele, oare mai îmi dă Dumnezeu zile? Ca să înțeleg mai bine, să mă apropii mai mult de El, să nu mor așa în neînțelegere. Și citea și Noul Testament și cărțile Sfinților și am primit vocația mult mai mult decât poate un om, o preoteasă care sta lângă preotul ei toată viața. A început să înțeleagă lucrurile foarte atent, foarte fin. Avea o gingășie cu oamenii, niciodată nu jignea pe nimeni. Dacă cineva îi spunea un cuvânt aspru, Părinte Blagosloviți, că puțin m-a jignit, dar începea să-l scuze pe celălalt. Dar nu se întâmpla. Foarte rar am auzit-o să aibă cu cineva ceva. Își plăteau datoriile, avea un băiat, are un băiat, un nepot, se rugea pentru ei, au început să devină și băiatul credincios. I-a ținut morală înainte. Dar ea nu înțelegea ce înseamnă ortodoxia. Uite, pe tare, te. Și asta vedea un om agitat. Știți, nu îmi place să fie ortodox. Ce cu isteria asta? Lasă-mă, mama, în pace. Nu vezi că nu. Și când a văzut-o, a început să se liniștească, să fie calmă, să fie așezată, să primească cu bucurie, să nu mai povestească prea multe decât dacă o întreba, sau dacă simțea ea că trebuie să zică acolo un cuvânt mic, foarte mult s-a folosit el. Și el are o funcție foarte mare. Și vine la catedrală, la Iași, des, are copilul la biserică, a lui. Deci nu este târziu, că Dumnezeu în
spui timp, dacă voiește, te face să înțelegi lucruri foarte adânci, te poate duce la liniște, te poate duce la împăcarea cu tine. Pe datorită mândriei, de multe ori nu ne împăcăm cu noi. Nu suntem mulțumiți cu noi. Nu ne simțim bine cu noi. E o altă formă de mândrie. Acceptă-te așa cum ești. Smerește-te, ăsta sunt. Doamne, ajută-mă să mă îndrept. Ajută-ne credinței mele. Știți? E un punct important ăsta. Nu ne acceptăm. Să ne domine anumite complexe. Anumite dorințe neîmplinite. Trebuia să facem aia, trebuia aia. Da. Și te domine, te apasă. Și nu mai ești liber. Nu mai ești tu bucuros de tine. Nu trebuie să fii foarte mulțumit de tine. Dar trebuie să te accepți. Cu smerenie. Smerenia asta, Doamne, vai de mine, vai de capul meu. Dar când vine unul la tine, să fii bucuros, deschis. Să nu-ți fie frică să-ți arăți câteodată slăbiciune. Vai să nu vorbesc, că nu-și dă seama că nu vorbesc cu mine, că nu spun asta, că nu știu aia. Încercăm să acoperim câteodată ca să nu se știe că nu știm, că nu suntem informați. Că nu... Să fii așa cum ești. V-aș mai zice ceva, mi-a mai venit în cap, tot de la întrebarea Doamnei. Vedeți că Doamna a fost de folos, că pentru întrebarea asta avem multe răspunsuri. Așa că trebuie să-i mulțumesc că ne-a știut afară. Și eu mulțumesc că am rămas în viață. Slavă Dumnezeu! Că mi-a mai rămas timp. S-a îndurat părintele. Asta o întrebare a fost aici. Aici se poate să-mi acordați 5 minute după conveniță, da? Ce poate? Dar să vă zic, Daniel Santu Tudor, prin anul 26-28, vis-a-vis de mers la mănăstiri și de învățat din mănăstiri, dacă nu vă este de folos pe tulburi în mănăstirea, nu mai mergeți la mănăstiri, pentru că nu vă este de folos. Nu-i bine să mergeți, că înseamnă că sunteți masochistă. Da. Că vă zgâriați singură. Nu trebuie să mergeți. Dar nici n-am fost ascultată, părinte. Eu aveam de spus, dar dacă n-am fost ascultată... Eu acolo am văzut ceva și mi-e drag. Suntem 100 de oameni care tot se interesează de altceva. Nu suntem uniți în nimic, întotdeauna sărim unii împotriva. Dar e de folos, asta e farmecul vieții. Unitatea în diversitate. Suntem diferiți și totuși împreună. Știți? Oare. Suntem împreună, că ne ajutăm. La un moment dat, chiar dacă... Ne mai ajutăm. Da, eu aș încerca, dacă îmi permite, părintele, să spun puțin la întrebarea aceasta. Nu am o vocație, dar să încerc, prin ceea ce fac eu acum, să nu-i depărtez pe oameni de Dumnezeu. Să încerc prin ceea ce fac eu să nu-i rănesc pe cei din jurul meu. Dar sunt profesor de română. Să vorbesc celui de lângă mine în așa fel încât ceea ce spun eu să-l apropie pe el, pe el de Dumnezeu și să nu depărteze. Sunt aici, Doamne ajută-mă, cum zice părinte, și să încerc să fiu eu un bun creștin. Și să știți că dacă ai nădejde, Dumnezeu îți va dărui și îți va dărui mult mai mult. Îți va dărui înzecit pe lumea aceasta și unii pe lumea cealaltă. Atât. Da. Vreau să vă zic că o întâmplare cu Daniel Santu Tudor, ați auzit de el. Propus pentru canonizare și el a fost omorât în 60 și 2 la Aiud, la o vârstă de 66-67 de ani. Un om care a fost o viață destul de complicată la tinerețe, a fost căsătorit de 3 ori, l-a părăsit soția a 3-a. Foarte bogat, era singura persoană care avea avion în București, el și regele. A căzut de la 1000 de metri cu avionul în timpul unei demonstrații. Era chinuit de anumite, să fie special, să demonstreze că el este ceva. S-au speriat familia și prietenii când a căzut, cred că știți. Și el a ieșit din avion, s-a scuturat și a făcut o cruce mare și a început să se gândească la Dumnezeu. Avea și niște ziare prin care mai șantaja pe câte unul. Câștiga bani foarte mulți de aici. Oricum, nu asta este important. S-a dus la Sfântul Munte, făcând parte din boema Bucureștiului la începutul veacului, de după primul război mondial, în pantalon scurt și cu șapcă, cu rucsac în spate. Citise undeva despre rugăciunea inimii și a vrut să învețe. Și a plecat la Sfântul Munte. A primit un fel de bursă, că a fost și gratuită plecarea lui. Asta vreo 3 luni. O vacanță, o vară. Și vă dați seama că când îl vedeau părinții din Sfântul Munte, că părinții așa cum sunt ei, în jur, sau cum a zis, vorbesc urât, îți răi, dar te citesc. Când te-au văzut că ai intrat prin mănăstire, după cum ai pășit, după cum ți-ai făcut cruce, deja îți dai seama dacă are profunzime sau nu, după cum cească.
Dacă a făcut o cruce foarte apăsată, îți poți dai seama că are ușoară habotnicie. Dacă o face așa, în mintea mea, eu spun că a fost foarte multe. Așa și multe, rugăciune inimă. Pe toți învățea rugăciune inimă. Peste tot și în închisoare, a fost arestat de două ori. Și la mănăstire l-a luat și pe Părintele Paisie Olaru. Părintele Paisie era duhovnic. La Slatina, mănăstirea Rărăune, a fost tareț. Părintele Daniel Sandu Dumnezeu era schitul Slatinei. Și Părintele Cleopa îl trimitea din când în când pe Părintele Paisie pe acolo, ca să mai spovedească pe câțiva frați care se spovedeau la el. Și l-a întrebat Părintele Daniel, Părinte Paisie, știți rugăciunea? Părintele Paisie, vă dați seama, la smerenia lui? Nu. Și eu vă întreb, dumneavoastră, acum vă puteți ruga? Asta ca o paranteză. Da. Să vă gândiți, vă puteți ruga? Da. De ce? Vă puteți da. Ruga? Da, nimeni. Nu? Fiecare în dreptul meu. Vă puteți ruga? Întrebare. Nu să ne facem tipicul ăla de un sfert de oră. Ne putem ruga? Da. E o întrebare. Bun. Și Părintele Paisie, nu știi? Nu. Nu știu. Dar cum? Ia fi încoace. Și m-a învățat. Uite, stai așa pe scăună. Că l-a băgat într-o chilie la Rărău. I-a dat puțină pâine, apă, o săptămână luțin în cameră. După o săptămână a deschis. E? E ceva? Ce să fie? Ai prins o leacă? Ce? Mă, rugăciunea inimii. De ce te-ați ținut aici? Nu te-ai rugat? M-am rugat. Și ai prins ceva? Nu. Încă o săptămână. Iarăși. Eu bag niște citit românesc. Iar l-a băgat acolo. Și iarăși, a stat încă o săptămână, s-a rugat acolo, puțină pâine, puțină apă, iar l-a întrebat, că nu tulbura, lăsa să roage. Cum merge? Ce? Rugăciunea. Na. Mai ai prins rugăciunea? Nu am prins. Du-te de aici, du-te înapoi, la Slatina, lasă-mă de aici. Și l-a trimis la Slatina, pe Marele Paisie Olaru, care era un om foarte bogat. Avea el, că era, era de la 19 ani în mănăstire, omul. Paisie, dar nu zicea nimic. Și n-a vrut să era de Firenze, Părintele Paisie. Dar pe toți îi punea la rugăciune. Rugăciunea Doamnei Iisuse, care ne ajută foarte mult. Ei, după o lună, el a crezut că știe destul de multe și a început să le povestească la alții. La o mănăstire românească l-au invitat frații să vorbească la trapeză. O mănăstire românească, nu sunt foarte multe, în Sfântul Munte. Și a vorbit la trapeză despre rugăciunea inimii. Și academic, din cărțile pe care le citise și din sfaturile pe care le primise, învățase câte ceva. Era o sală, mai mică puțin decât asta, frații îl ascultau, el vorbea, de acum avea o leacă de barbă, așa la o lună, două luni de aproape de când era nebărberit, îmbrăca cu simplitate, în ușa de la bucătărie, bucătar, un polonic, stătea, aștepta să vadă ce se întâmplă și îl urmărea cu atenție și el. Frații, părinții îl ascultau și au vorbit vreo 20 de minute, jumătate de oră. După jumătate de oră, bucătarul, care stătea în ușa dintre trapeză și bucătărie, îi spune, atunci era Sandu Tudor, Tudor Alexandrescu, îl chema, dacă nu mă știu. Așa, sau Teodorescu? Teodorescu. Teodorescu. Sandu Teodorescu, cred că chema numele adevărat. Și îi zice domnul, Daniel Sandu Tudor, da, dați-vă bătut. Dați-vă bătut. Adică nu știe nimic despre rugăciune. Și-a plecat la bucătărie, și că a stricat toată întâlnirea și Daniel și-a pus probleme atunci. Că de fapt el nu știe despre rugăciune. A prins ceva, a început ceva și-a plecat în România. Dar nu i-a zis starețul, nu i-a zis preot, nu i-a spus niciun dintre preoți, un monah care era bucătar. Despre care lumea spunea că e bucătar și atâta. Dar știa ceva. Dar n-a vrut să mai se continue circul. A spus, dă-te bătut. Și-a lăsat și-a plecat. Ar trebui să mă luau și eu bătut acum. Nu, de fapt, eu nu vă zic nimic, că nu știu. Numai vă citesc bilețelele și vă ascult. Ne gândim împreună. Ce poți să-i spui unui adolescent care crede că îi lipsește armonia interioară, deși are tot ce își dorește? Păi n-are. Păi n-are, exact. Da, da, în întrebare scrie că are tot ce își dorește, ne gândim la exterior, material, adică are camera lui, are cărți, are și bani suficienți
ca să poată. Dacă n-are ultimul album al locutare, n-are. Dacă n-are, nu? Da. Dar copilul nu-s prea asta fiind. Deci oricând o altfel cu probleme. De mulțumim. Dar se pare din bilet aici că copilul spune că nu are armonie. Păi nu. Care crede el că îi lipsește armonia interioară. Plângeam. Și probabil că îi lipsește. Da. Domnul Dumnezeu îi lipsește. Da. Care este armonia. Dumnezeu este armonie și cine n-are pe Dumnezeu are armonia desăvârșită și el. Ce să-i spunem unui adolescent care crede că lipsește armonia interioară? Să-l încurajăm. Să-i spunem că așa este la adolescență. Tânărul nu are întotdeauna armonie interioară. E firesc. Toți oamenii au trecut, toți care au o vârstă, au trecut prin adolescență și știu că atunci ești nesigur pe tine. Ai tendința de a epata, de a te face cunoscut. Ai tendința de a face ceva special ca să fii recunoscut de ceilalți. Ai nevoie să fii acceptat într-un grup. Tinerii au nevoie să fie acceptați într-un grup. De asta părinții sau profesorii care iau pe tineri de sus greșesc foarte mult. Îi iau cu un ton de autoritate, de superioritate. Atunci e de necesitatea de a face parte și într-un grup, accept orice grup pe care îl întâlnesc. Și acceptă patimele dintr-un grup. Spre exemplu, este un grup care ei fumează, fac alte prostii, acceptă, cu toate că nu-i convine, el nu fumează, să intre în grupul acela doar pentru sentimentul apartenenței la un grup. Și atunci, de multe ori suntem vinovați pentru multe, fără să ne dăm seama. Din lipsă de tact, îi îndepărtăm pe tineri chiar de biserică. Îi îndepărtăm de buna cuviință, îi forțăm, îi agresăm. Nu reușim să fim la nivelul lor, să vorbim cu ei, să produc lucruri din acestea. Când uităm, părinte, că și noi am fost adolescenți. Păi am fost, dar și nu trebuie să ne speriem. Da, uităm. Uităm. Și luăm de sus, așa. Pentru că ne sclerozăm spiritual. Apare debilitatea spirituală, imobilitatea spirituală, nu mai avem simțul pentru ei. Tinerii, copiii sunt extraordinari, stați de vorbă cu ei, provocații. Puneți-le întrebări, intrați în mintea lor. Vă distrați, vă relaxați, extraordinar. Spuneți-le lucruri care fantasmagorice chiar. Spuneți-le că vedeți ceva ce nu se vede. Întrebați, dar tu nu vezi? Și începeți să descrieți ceva care nu se vede. E foarte bun și pentru imaginația lui, pentru creativitatea lui. Nu chiar bicicleta roșie, dar ceva. Spuneți că, uite, fii atent, dacă sunt creați. Nu era cineva așa, totdeauna când mergea de la Suceava la Frânticeni cu autobuzul, îi spunea la copii, când ajungem la Frânticeni, imediat dacă trebuie să trecem printr-un tunel, care nu exista, că nu este tunelul, și după aia va fi un pod foarte înalt, și apoi un semafor. Da, dar le lăsa așteptări. Da, și toți erau, pac. Liniștiți, așteptau tunelul și erau curios să vadă și îmi se părea că ar fi un tunel când vedeau ceva. Știți? Dar dacă noi ne-am necrozat, ne-am sclerozat, ne-am întărit sufletește, nu mai avem bucuria de a comunica cu ei. Când eram mici, tata nostru mi zicea, mergeam la grădiniță. Și venea seara, câteodată iarna era luna și se vedea din trolebus. Dar cum e? Dar ce asta? E luna. Dacă sunteți cu minți, ea merge cu noi. Troleu, stă acolo la geam. Dacă nu sunteți cu minți, nu mai merge cu noi. Noi stăteam amândoi, eu cu fratele meu cu minți. Dar deodată autobusul făcea curba. Și luna nu mai era la geam. A, o plecat. Da, probabil că ați făcut ceva, ați fost obraznici azi la... Nu am fost obraznici, nu vreau înapoi luna. Și erau lucruri din astea, crea. E lucruri interesante, că până n-am fost foarte aglomerat, după aia când am mai crescut, au avut un cear și numai. Deci, adolescenții au nevoie să se simtă iubiți. Vă spun că foarte adesea spunem că iubim și nu iubim. Nu avem iubirea cea adevărată față de ei. Avem o iubire posesivă, pentru că noi nu suntem rezolvați. Sunt copii care merg la psihoterapie. Și după ce stă de vorbă de 2-3 ori psihologul cu ei, cheamă părinții să stea de vorbă cu părinții ca să rezolvi cu copilul. Descoperă problema la părinți. Copilul este foarte bine și trebuie să le explice la părinți că au o atitudine greșită față de el.
Deci noi avem noi foarte multe probleme. Copilul nu va uita la copil că sunt nevinovați. Plasterin, îi faci cum vrei tu. Dacă ești incapabil să creezi din ei oameni deosebiți, orice copil poate fi deosebit. Câțiva ani de zile cu educație frumoasă, cu sentimentul libertății și cu suntem într-o prietenie, creiem cu el, îl luăm ca părtaș la planurile noastre. Ce să facem acum? Oare trebuie să mergem să cumpărăm pâine, să ducem gunoiul și să mergem să plătim? Oare ce se face prima dată? Și îl iei pe el, ca partener de gândire. Și el se gândește. Zi-mă ce să facem, unii mergem. El intră în priză, el este important, trebuie să dea o decizie. Să spune ce trebuie făcut, să gândește. Și de la întâmplare, normal, mai ales dacă are 5 ani, 6 ani, trebuie să mergem. Da, merge să cumpărăm pâine. Hai, bine. Și mergi cu el la pâine. Te duci să-i cumperi pâine pentru el. Ce nu faci pentru copilul tău? Și acum, merge să plătim sau să... Acum și el se gândește, întreabă, îl bagi în treburile casei, îl responsabilizez. Trebuie să-ți cumpărăm. Așa se stă cartea lui, mă rog, unde mergem noi bine? Păi da, și unde am mers? Nu știam, da. E interesantă. S-au rupt de lumea satului, nu știau unde merg, nu mai puteau sta acasă, nu mai puteau rămâne acolo. Întrebarea nu este că nu știau unde merg, la București. Da. Unde mergem noi? Unde ne ducem noi? Ce-i cu noi? Ce căutăm noi? Ce o să fie de noi? Rămâne întrebarea la sfârșitul romanului, rămâne întrebarea unde se ducea țara, unde se ducea națiunea, unde se ducea tot. Păi da, al doilea volum, la primul volum se termină romanul cu timpul nu mai avea răbdare cu oamenii. Alte expresii foarte interesante. Dacă nu mă înșel, poate greșesc, am citit când eram în liceu. Eu cred că trebuie încurajat adolescentul. Să știți că datorită unei familii foarte dezechilibrate, tinerii se îmbolnăvesc de nervi foarte adesea, devin irascibili, devin dezechilibrați. Și armonia pe care nu o au e din cauza noastră de foarte multe ori. Din majoritatea orilor, cele mai multe ori din cauza noastră. Așa că, pentru ca să-și dobândească armonia, trebuie să ne rugăm mai mult pentru el, să-l încurajăm. Mai mult decât se cade, poate chiar, trebuie încurajat. Și încurajarea să nu fie falsă. Să nu fie o încurajare falsă. Găsiți motivele, căutați, scormoniți motive pentru care se încurajează în mod real. Că sunt orice om are lucruri foarte frumoase. Și atunci îi spuneți, bravo, te-ai cel mai plăcut, a fost ok. A fost bine, hai. Nu stai mult cu el, să compătimești, l-ai omorât. Pe o mamă care îl dedăcește, îl mângâie toată ziua pe cap, îi dă cu lingurița, el are 17 ani, îl ucide, îl face de râs față de, în fața prietenilor, că se comportă așa cu el, ca și cum ar mai fi cu un copil, nu are încredere în el, îi spui, vină la nu știu ce oră, fii atent, ai grijă, mănânci, te încalzi, stai. Lasă-l, e mare de acum, nu mai are nevoie, mai ales băieți. Nu au nevoie de atâta dădăceală, atâta dădăceală. Trebuie un comportament frumos. Normal, ești mamă, vorbești cu ei, apropii-ți-l, fă-ți-l partener de dialog. Nu obiect de plăcere al tău, ești posesivă și toată ziua te lauzi cu el la servici, când te întâlnești cu prieteni, numai despre el vorbești, acasă când ajungi numai cu ochii pe el, îl sufoci. Avem și noi pasiunile noastre, nu suntem mame, dar avem și noi de făcut rugăciune, de citit, avem viața noastră. Nu avem, nu-i rolul nostru, nu-i doar de a sufoca copiii. Trebuie să ne împlinim noi, avem treabă. Și îi acord și lui puțin atenție, adică puțin el. Ești cu ochii pe el, dar să nu-și dea seama pe el. Ce sens va avea lumea fără credință în Dumnezeu? N-ați văzut că filozoful ăsta și scriitorul Malraux spune că secolul 21 va fi cu Dumnezeu sau nu va mai fi deloc. Nu are sens lumea fără Dumnezeu. Este un nonsens lumea fără Dumnezeu. Este expresia unei minți foarte limitate. Prostie, îmi spune. Omul care este prost nu poate să realizeze că există un Dumnezeu. Ați văzut cartea aceasta, Oana Pelea, a apărut o carte cu un jurnal al Oanei Pelea, și povestește ea despre viața ei, actrița, fiica lui Amza Pelea. Povestește despre tata, despre mama, foarte frumos, despre moartea tatălui, care a murit destul de tânăr, pe la 53 de ani, bolnav de cancer. La un moment dat, sunt câteva lucruri de acolo. Am atras atenția mai multe, dar am păstrat două, din fiecare carte păstrez câte o expresie, câte ceva. Un actor pe la Teatrul Național, îndemna pe ceilalți actori care mai aveau puseuri de depresie. Îi spunea foarte ortodox.
ține privirea spre soare cât mai mult și să vezi că toate umbrele vor cădea în urma ta. Asta editea sfatul la alții. Un actor care era mai echilibrat. Adică dacă ții privirea spre Dumnezeu, că nu e așa, pică toate umbrele în spate, când ești luat spre soare, nu? Și nu-ți mai umbrește viața nimic. Când ții privirea spre Dumnezeu, grijile lumești, necazurile, vor rămâne undeva, căutați împărăția cerurilor, acolo în ținta ta, restul se vor mai adăuga, se vor mai stinge, că dacă nu alimentezi patimile și ispitele din viață, nu stai să te cerți cu ele, ele se sting din neudare. Că cum scăpăm de burieni? Prin neudare. Nu le mai auzi. Bun. Și o altă expresie vis-a-vis de Dumnezeu, care nu-L acceptăm câteodată în viața noastră, un actor nu vrea să-L accepte pe Dumnezeu, nu cred în Dumnezeu. Și alt actor, nu mai țin minte dacă era Amzabela, un om familist. Un om care și-a iubit foarte mult soția și fata. Extraordinar de mult. Și un actor nu vrea să creadă. Zice, măi, dar tu n-ai făcut IATC-ul? Îl întreabă celălalt actor, zice, am făcut. Și n-ai învățat acolo că fiecare decor are în spate un regizor? Așa e, doamna Carmen. Regizor sau scenarist? Ce e în spatele decorului? Regizorul. Nu e așa că în spatele decorului este un regizor? Păi da, n-are cum să existe decorul fără un regizor, care îl creează. Te-ai uitat așa pe aici, pe la Brașov, peste Bucegi, peste... ai văzut nori, soarele, luna, ai văzut brazii, marea, ai văzut frumusețile naturii? Zice, da. Te-ai întrebat vreodată cine e regizorul din spate? Nu. Mă ia și fie om serios, ia mă și îți clarifică treburile. Zici că ai făcut IATC? Zice, da. Nu are cum să existe tot decorul acesta fără un mare regizor. Și cine poate fi regizorul acesta care a făcut stelele, soarele, apele, pădurile? Ia și îți bagă mințele în cap. Decât Dumnezeu. N-are cine. Ei, cum poți tu să fii atât de simplu la minte, să spui că poate exista lumea fără Dumnezeu? Nu este bun. Și diavolii cred că există Dumnezeu. Numai că nu pot să-i se supună din mândrie. Dar ei nu numai că, virgulă, cred, ei sunt siguri că există Dumnezeu. Bine. Mai sunt întrebări? Am o întrebare. Deci o să răspund foarte scurt. Cineva întreabă dacă atunci când zice rugăciunea inimii se poate ruga și pentru câteva persoane. Dar sigur că da, se poate ruga. Am să vă spun cum spunea Părintele Paisia Iuritul, să cer rugăciunea inimii. Aici de 100 de ori, Doamne, este Hristoase, numește-mi pe mine păcătosul. După aceea, încă de 100 de ori, Doamne, este Hristoase, numește-mi pe mine și lumea ta. Nu mai zicem pe noi păcătoși, că nu mai este treaba noastră dacă sunt ceilalți păcătoși. Treaba mea, numai eu sunt păcătos. La ceilalți judecători este Dumnezeu, nu suntem. Să ne încerc foarte bine. Și după aceea, Doamne, este Hristoase, numește pe cei adormiți. Și iarăși, dacă ai câțiva dragi, îi pomenești. Sigur că, dar mai ales dacă știi că unul din cei dragi ție are probleme, te rogi pentru el, cu Doamne Iisuse, sau cu un acatist, sau un paraclist. Dar totul cu nu dă îngăduințe. Să știți că dacă am zis eu, sau am judecat, pleacă harul lui Dumnezeu. Eu rugăm un vin din trei părți în momentul potent. De la Îngerul Păzitor, din sine, nu și de la Aghiuță sau Tanganache. Nu știu niciodată. Te manipulează, nu știu asta, de vreo știu asta, nu. De aceea trebuie să întrebăm pe cineva care este mai îndupomnicit de lume, sau să întrebăm pe cineva care este mai aproape de Dumnezeu. Este o carte cu 2000 de întrebări, este și doamna sunt mai puține, adresate de către un profesor copiilor. Și atâta de toate are părintele răspunsurile copiilor sunt fantastice. Îl vezi pe Dumnezeu cum ne vorbește prin aceste întrebări. Dar atâta pentru persoana. Doamna care ne-a întrebat. Asta e aceeași întrebare, cred că. Dar acum să ne rugăm. Să știți că în funcție de putem să facem milostenie. Putem, zici Doamne Iisuse Hristoase, dar nu ești în tării duhovnicești, ești la grădiniță duhovnicești, ești la clasa întâia. Părintele Stăniloae ești a 24 de litri, dar când știa viața veche, știa viața veche, secolul 2, secolul 4, secolul 6. Era creator de limba germană, tot spun că era cel mai mare trebuie în până de ani. Dar zicea Victoraș, dacă cineva vine și îi pune o întrebare de facultate, adică întrebare, eu îi răspund la nivelul lui duhovnicesc, încerc. Și mă cobor la el.
Unde? Sunt aici, sunt la început, mă rog cum pot. Fac o faptă bună, nu pot să mă rog. Citesc o carte, da? Citesc că îmi vine iarăși rugăciune. Totul este să încerc să fiu puțin mai modest, hai să nu-i cer zmerit. Să încercăm să îngăduim pe ceilalți din jurul nostru. Văd un om anchilozat în cărucior, mă supăr pe el, nu, văd un om că nu mă... Așa și oamenii, sunt cu neputințe, e așa. Da. Cineva întreabă de ce textul de la Corinteni al Sfântului Apostol Pavel despre iubire e mai puternic decât textul evanghelic despre iubire și dacă este păcat să inversăm valoarea textelor scripturistice. Păi folosim cât mai mult de Pavel, nu ne punem problema asta, să-l inversăm, să nu-l inversăm. Lăsăm așa, era la Iași acum mai mulți ani în urmă, în al preasfințitul Daniel, preafericitul de astăzi, la o conferință și se vorbea despre lecturarea Noului Testament și o doamnă a ridicat mâna și a spus că ea citește foarte mult în fiecare seară câteva ore din Noul Testament. Și în al preasfințitul, preafericitul de azi, felicitări, foarte bine. Dar imediat s-a ridicat și a zis, să știți totuși că am găsit câteva greșeli, care sunt corectate și niște lucruri acolo schimbate. Na, nu trebuie schimbat, că e prin revelație textul și e acceptat, așa, îl acceptăm așa. Ne folosim de tot ceea ce ne este de folos. Pentru altul poate să fie mai bun text. Pentru altcineva textul evanghelic poate să fie mai bun și mai puternic decât textul din epistole. Deci lăsăm deocamdată neschimbată Scriptura și ne rugăm mai mult și ne folosim de tot ceea ce ne este de folos din ea, prin lecturi. Nu cumva uneori, citind anumite, ne dă Dumnezeu anumite scripire pentru un text, poate din Faptele Sfinților Apostoli, sau să-l considerăm în momentul respectiv mai important decât alt text. Deci asta este mesajul trimis de Dumnezeu pentru noi. Deci acolo trebuie să ne punem noi ceva întrebări. Da, deci... Unde ne dă acea scriptire, acea... Nu neapărat să-l considerăm mai important sau mai puțin important. Aia ne trebuie nouă la momentul respectiv. Ne spune cu neputințele din noi. Dar a renunțat în femeie săracă, la familie, a renunțat la... Stă într-o chirie, are câteva icoane, are câteva cărți. Face o ascultare uneori noi cum suntem de dimineața până seara. Nu totdeauna ai răbdare. Nu totdeauna poți să te controlezi. Nu ești sfânt, nu te-ai dus, te-ai îmbrăcat în haină, ești din toate. Ești om și tu. Încerci cu ajutorul unor duhovnic mai bun decât tine să mai înțelegi duhovnicește. Sigur că poți să greșești. Dar să fii de la o mănăstire de maici, asta m-a, cum să vă spun, m-a făcut pe mine puțin mai rău. Sau să vizitezi atâtea mănăstiri și să pleci doar cu imaginea aceasta. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, puțină mândrie. Dar nu m-ați lăsat să vorbesc, mi-ați interzis. Dar mai trebuie și călugării sunt primari de Dumnezeu. Doamne, nu, și noi greșim. Discutăm, dacă vreți, continuăm după, pentru că nu trebuie să monopolizăm discuția. Una este vocația, alta e dacă mă duc eu la mănăstire și întâlnesc o maică care mă deranjează. Asta nu e vocația, asta o discutăm după. Nu făcea parte din temă, doamne. În doilea rând, dacă te duci, dar nu vreau să discutăm și să turburăm lumea. După ce se termină aici, discutăm cât vreți. Și discutăm așa, față către față. Da? Eu zic că e mai bine așa. Mulțumesc, da. Dacă vreți, dacă nu mulțumesc. Da, da, vocația era așa. Deci dacă ziceți că vreți să facem concluzia, ca să descoperim vocația, este nevoie de multă osteneală. Avem darurile stădite de Dumnezeu, le punem în lucrare. Sfinții v-am spus că sunt cei care au pus darurile pe care le-au primit în lucrare. Am văzut filmul Ostrovul cu toții, am văzut doi oameni la începutul filmului, care apar și la finalul filmului. Un om care nu era cu Dumnezeu, amândoi la început nu au fost cu Dumnezeu. Un ofițer foarte curajos, foarte demn, foarte hotărât, gata să devină erou, să fie împușcat, accepta împușcarea, s-a ținut drept în fața nemților. Celălalt laș, fricos, trădător, îi puteam aduce multe apelative. Îi revedem peste vreo 34 de ani, cred că. 42-76, cred că. Se reîntâlnesc. Cel care a trăit în lume, ofițerul care scăpase de moarte pentru că nu a fost rănit mortal,
ajunge la apogeul scărilor sociale. Ajunge amiral. Nu mai poți fi mai mare decât amiral în marină, nu? Celălalt, recuperat din nămol, ați văzut în film cum îl ridică din mlaștele, din nămol, de pe marginea la Mării Albe, de lângă unde este schitul acela, îl recuperează și la final vedem un sfânt. Acela a mers pe energiile, pe puterea, fără Dumnezeu, puterile omenești, și a ajuns la apogeul unei cariere sociale în societate. Celălalt s-a folosit de har, de harul lui Dumnezeu. Și din nemernic, să zicem foarte dur, a ajuns un sfânt. În final vedem că eroul, fără Dumnezeu, are nevoie de sfânt. A ajuns la un impas unde nu mai putea să găsească soluția. Fiica lui s-a îmbolnăvit foarte tare, s-a demonizat. Și sfântul este cel care o ajută. A muncit, s-a pocăit, s-a rugat și a primit vocația. Dintr-un pierdut, dintr-un ratat, dintr-un laș, dintr-un om care, pe care nu vrei să-l întâlnești. E un spectacol, un om din acesta destul de disgrațios. Un om care plânge, care vrea să scape, care trădează, care omoară, numai ca să scape el. La final, omul acesta se poate transforma cu ajutorul harului. Dar a muncit și semințele au rodit în el. A început să facă minuni, a dobândit înainte vederea. Ei, orice om, la orice vârstă, și chiar dacă nu pare să aibă foarte multe daruri, are daruri foarte multe în el. Chiar dacă nu pare să aibă foarte multe daruri, are multe daruri în el. Un om foarte capabil, foarte inteligent, neînmulțindu-și talentul, comparat cu unul care are un singur talent, dar pe care l-a dus, l-a înmulțit foarte mult, acela este nimeni și acesta este cineva, este un om care s-a apropiat de Dumnezeu. Acesta poate să rămână în istorie ca un sfânt, cum a rămas Pavel cel Simplu. I s-a spus Pavel cel Simplu, cel prost, se spunea de chime, traducerile mai noi au spus simplu. Dar el, în prostia lui, făcea o ascultare, între ghilimele prostie, că e mare înțelepciune să faci ascultare, progresezi foarte repede când faci ascultare, nu trebuie să mai parcurgi tu toată osteneala. Tu ai acceptat deja că așa este și cine face ascultare se bucură numai de esențele muncii altora, știți? Ia numai rezultatele și foarte repede progresează. Pavel cel prost, cel simplu, a rămas în istorie, trecut în cărțile Sfinților. Cine știe câți inteligenți au fost la vremea aceea, despre care nu mai știe nimeni. Nu și-a mai amintit nici măcar contemporaneitatea. N-au rămas nicăieri menționați, nu știm de ei. Foarte mulți împărați, despre care nu știm. Cine știe toți voievozii Moldovei? 50-60 de voievozi, știm câțiva. Pe Ștefan cel Mare, pe Petru Rareș, Alexandru Lăpușneanu, Alexandru cel Bun, Petru Mușat, Bogdan al Doilea. Și mai știm vreo câțiva. Dar mulți sunt necunoscuți de-a mea. Mai aveți întrebări? Am stat acum o oră și asta e telefonul cu bateria. Să avem unul care nu are baterie în ea. Am stat o oră și 40. Eu zic că e suficient. Câte puțin așa, pântâniți aici, am văzut că aveți un chestionar cu întrebări. Să-l completați, să nu vă leneviți, să vă mulțiți talentul. Să vă spuneți aici părerea, nu trebuie neapărat să vă semnați. Dar faptul că dați un feedback domnului Marcel și celor care organizează întâlnirea aceasta de duminică seara, îi ajută foarte mult și ei pot să îmbunătățească calitatea întâlnirii. Și pentru că văd aici care au sosit doar întrebările și nu prea sunt completate. Păi da, n-ați primit foiță? N-aveți foiță acolo? Am luat completată aici. Nu am încheiat. Aha. Păi da, fiecare duminică, am înțeles? Și vă citesc acum tare, dar să completați, nu se poate. Producătorii acestui eveniment vă cer datele, că atunci când organizează, să vă poată invita printr-un mesaj pe telefon. Ce fel de invitați considerați că ar fi adecvați pentru aceste întâlniri? Dați câteva nume. Și aveți aici câteva... Care este opinia dumneavoastră despre această conferință? Subiectul sunt de interes? Nu s-a scris nimic. Nu se... Și domnul... Marcel crede că nu sunt de interes. Și atunci pierde răbuna. Aici o doamnă spune ceva.
ce teme mai puteți propune? Propuneți teme, aveți preocupări, aveți întrebări, neliniște. Ce întrebări aveți pentru invitații? Da. Bine, dacă nu mai sunt întrebări, dacă temperatura s-a ridicat la un grad destul de înalt încât să ne hotărâm să mergem, frumos aici este bibliotecă, de mai mare dragă. Cum se zice la noi, de mai mare dragă să fie aici. Facem o rugăciune de încheiere, nu? Ne rugăm unii pentru alții și mergem înainte. Mai mărinte, fără de asemănare, de serafime, fără strigăciune pe Dumnezeu, cu mântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Doamne, nu este, Doamne, nu este, Doamne, nu este, Părinte, bine cu Dumnezeu. Cu noi este Dumnezeu, Cel ce ne miluiește și ne hrănește prin darurile sale cele bogate, cu al Său har și cu asta iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumim. Vă rețin mai un timpul anunț pentru sâmbătă. Ora 17 ne-am gândit, o să avem invitat o legendă a neamului românesc, Ilie Tudor. Cine nu-l cunoaște, e tatăl lui Gheorghe, lui Tudor Gheorghe, dar noi l-am invitat nu pentru că e tatăl lui Tudor Gheorghe, ci pentru că e un, cum am zis, o legendă a neamului nostru, un reper moral. El a făcut închisoare împreună cu părintele Daniel, de care Daniel Sandu Tudor, de care va povesti părintele Nicodim, de asemenea se cunoaște foarte bine cu părintele Arsenie Papacioc, cu care a fost împreună la Iud. Și Ilie Tudor ne va vorbi de o altă lume și alți oameni, cei pe care i-a cunoscut dânsul. Mulțumim!
Thank you.